De pe Sania, ce debut de meci aici în Giulești, revedem ocazia de mai devreme a CFR-ului, Pavlovici a deviat spre propria poartă, apoi Cotme șutează în praznic, însă în bara transversală, ocazie uriașă pentru CFR Cluj, putea fi 1-0 pentru clujeni, care nu au mai câștigat de ceva vreme în Giulești, mai precis. Roni acum ies pe contraatac cei de la CFR Cluj. Roni își depășește adversarul. Roni și este 1-0 pentru CFR Cluj. Un contraatac fulger al formației lui Ioan Andone. Roni deschide scorul în minutul 14. Discută cu cei aflați, fanii Rapidului aflați deasupra băncii. Iată cât de ușor a trecut acolo Roni de Bojović. N-am înțeles de ce muntenegreanul n-a mai continuat alergarea până la urmă. Am înțeles de ce a preferat să-l lase pe Roni să treacă fără să-l faulteze. A trecut precum un expres pe lângă o gară mică la această fază Roni în duelul cu Bojović. Era în Nicoară trimite spre colțul lung și este 2-0. 2-0 pentru CFR Cluj. Probabil că v-ați dat seama cine a marcat din reacția pe care a avut-o Maftei. Înscrie împotriva... Foarte bun de partid al CFR-ului. După acea bară transversală al lui Godmeș, iată vin golurile marcate de Roni și Maftei. Iarăși defensiva Rapidului absentă, Bojović. Total spectator. Bojović n-a schițat niciun gest, doar s-a... Apoi altă partidă în deplasare cu Pandurii Târgu Jiu. Aici a fost un fault în atac făcut asupra lui Oros și sunt probleme serioase, se pare, pentru Roni la piciorul stâng, în care s-a prăbușit. Iată duelul și... Și-a prins piciorul stâng sub el în cădere, iată. Să nu cumva să fie vorba de o accidentare gravă la piciorul stâng pentru... Tudor lasă acum mingea să treacă, Nicoară. În duelul cu Roman sunt probleme mari în flancul drept al apărării Rapidului. Și iată ce conflict izbucnește acolo între Oros și Nicoară. E bine că s-au liniștit cei doi jucători și... Nu a fost un conflict mai serios. Oro să se roage ca Tudor să-i dea cartonaș galben doar lui Nicoară. Oro pleacă la vestiare. Este stupid ce a făcut fotbalistul Rapidului. Un gest complet lipsit de orice temei. Și-a pierdut mințile, pur și simplu. Oros eliminat, asta îi trebuia Rapidului, minutul 28. Un al doilea cartonaș galben pentru... Ceira este cel care centrează spre colțul lung. Glauber trimite spre careul mic. Ilioschi, gol! Gol, plage! Ilioschi, macedoneanul. Goul Brașovului este... Mulțumit în acest moment Blaje Ilioschi, am văzut zâmbetul macedoneanului. O neglijență de această dată în apărarea celor de la CFR Cluj, speculată foarte bine de Ilioschi. Ce piruetă a lui Ilioschi, s-a întors foarte frumos și trimite printre picioarele lui Nuno Diogo. Da, greșeli în lanț, prima greșeală i-a aparținut lui Ivo Pinto, cel care a permis acolo ca mingea să fie retrimisă de Glauber către Ilioschi. A doua greșeală i-a aparținut lui Hora. Să vedem însă dacă acesta este un punct de pornire pentru ascensiunea Rapidului. Da, uneori însă criticat foarte tare. Pasă pentru Surdu în poziție regulamentară. Surdu și este penalti pentru Rapid. Mario Felgheiraș, în opinia lui Alexandru Tudor, a faultat. Felgheiraș vede cartonașul galben. E și șansă de egala pentru Rapidiș. Să vedem din nou duelul. Da, e penalti dat de Alexandru Tudor, dar n-a fost fault. Nici vorbă de fault. Surdu forțează. Surdu cade în careu fără să fie atins de Felgheira. Nicolae Grigore. Hai să vedem, Nicolae Grigore șutează, gol! Gol Rapid, 2-2, minutul 61. La vestiare pentru pauză cele două echipe. Încă o dată reluarea fazei în care Surdu scoate lovitura de la 11 metri. Nu a fost fault, nu cred că a fost fault.
Probabil dacă n-a fost contact, n-a fost foul. Da, probabil că s-au atins acolo, însă Felgueiraș, am văzut gestul lui Felgueiraș, trage mâna tocmai pentru a nu avea contact cu atacantul giuleștean. Până la urmă, este importantă în economia unui joc și abilitate. Foarte bine acolo, unul dintre coechipieri, Ilioschi, se întoarce. Să vedem șutul lui Surdu și este gol! Gol, 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 gol! Rapidul revine incredibil în condițiile în care se află din minutul 28 în inferioritate numerică. Încă o dată șutul lui Ilioschi blocat, vine apoi execuția lui Surdu și Grigore trimite mingea în poartă. Surdu scoate lovitură de la 11 metri, provoacă și parada lui Felgheira și implicit golul lui Nicolae Grigore, în vreme ce Grigore face dubla, ajunge la 3 goluri înscrise în actualul sezon al Ligii 1 Bergambir. Formidabil! Să vedem cine ce mai are cu Surdu. Brațele lui Pesania, iată-l pe voi și aproape că plânge de durere mijlocașul maghiar. Da, n-avea niciun rol.